Iată că în timp ce unii își mai fac planuri de viitor, sportivii sau o parte dintre ei s-au apucat de treabă, l-aveam în față pe Carol Cojocaru. Bună, Carol, și te-am surprins exact la intrarea în bazin. Câte ture vrei să dai astăzi? Sincer, nu m-am uitat pe antrenament foarte, foarte amănunțit, dar cred că în jur de 5.000 de metri astăzi. 5.000 de metri, să înțeleg că e ceva banal, adică ceva obișnuit pentru tine, da? Nu pot zic că e banal, dar a intrat în obișnuință, da. Carol, știi că am instat, cam în fiecare dialog cu tine asupra faptului că tu ești un elev foarte bun și un sportiv foarte bun, o să discutăm puțin și despre rezultate pe care le-ai avut în 2020. Spune-mi, te rog, cum se împacă cele două noțiuni? Vin într-un fel de la sine, adică după antrenament de obicei mă duc ca și îmi fac temele și sunt mai bine dispus decât dacă n-aș făcut antrenament. Uite, asta e o încurajare pentru, zic eu, pentru mulți părinți care își pun problema ori sport, ori carte. Se pare că cele două pot merge într-o anumită simbioză. Carol, în 2020 chiar aș spune că a fost un an de excepție, nu numai pentru tine și pentru natația băcăoană la nivel de junior. Și iată că școala de natație băcăoană mai are ceva speranțe, începând de la acest nivel, evident, că mai e un sportiv foarte bun, trebuie spus și acest lucru. Ai avut o medalie de aur, o medalie de argint și una de bronz, dacă greșești trebuie să mă corectezi. 4 de aur. 4 de aur, iată memoria de la o vârstă, da, 4 de aur. Da, la modul serios, într-adevăr, am urmărit cu toții evoluția ta și pot să te felicit acum față către față că nu ne-am întâlnit. Spune-mi, te rog, consideri că ai ajuns la vârful ăla de formă care îți permite, într-adevăr, să ataci o competiție internațională? Da, nu pot să spun vârful de formă pentru că încă mai este mult loc pentru progresie, dar eu zic și îmi propun ca în acesta să ajung la o competiție internațională. Asta este obiectivul tău, să înțeleg. Da, da, unul dintre ele. Spune-mi două cuvinte, te rog, despre acea durere de record național care cam a lăsat pe mulți cu gura căscată, ca să zic așa. Te așteptai, dar fii sincer. Nu mă așteptam. La 400 mix nu mă așteptam. Adică tot zicea Sabin că aș putea să bat și eu nu-l credeam, dar s-a dovedit că am putut până la urmă. Uite, apropo că zici de Sabin, Sabin Jitaru, nu știu dacă mai are și el nevoie de prea multe prezentări. Eu îți spun clar, în primul rând la mulți ani, uite că am uitat să vă zic, Sabin, îți spun clar, știi ce am admirat eu ca jurnalist? Faptul că ai fost un om tenace și un antrenor modest. Nu te-am auzit lăudând, n-ai fost, nu știu, din ăla care să, nu știu, să faci prea mult zgomot. E aceasta un, cum să spun, un modus operandi pentru a scoate rezultate? Să-ți vezi pur și simplu de treaba ta, de culoarul tău, ca să zic așa? Da, dacă te ocupi în primul rând de treabă, îți ia foarte mult timp, îți ocupă foarte mult timp. Ceea ce nu-ți dă timp să faci alte lucruri. Cel mai important este chiar dacă am câștigat anul trecut, vreau ca și anul acesta să urcăm cât mai sus, să încercăm să ajungem cât mai sus. Lăsăm în spate anul 2020 cu pandemia, cu tot, anul ăsta vreau să mergem foarte sus. Să venim din ce în ce mai des aici. Hai, care va fi prima competiție pe care ar trebui să o urmărim? Prima competiție este campionatul național de juniori și tinere și seniori, care încă nu se știe unde se desfășoară, dar este în martie și atunci este destul de aproape. Trebuie primul concurs de anul acesta. O să vedem ce o să facem acolo. Sperăm la rezultate bune. Zi-mi, te rog frumos, cu partea financiară, pentru că nu e ușor totuși să, eu știu, să reușești să bifezi și un cantonament, să ai condiții de deplasare și așa mai departe. E un sport, ca toate de altfel, costisitor, mai ales în situația de față. Sunt semne bune anuare, să zic așa? Dar, în principiu, anul trecut ne-am bazat pe forțele proprii. Sperăm ca anul ăsta să vină mai mult ajutor, să vină mai mult încredere, așa, pentru rezultate bune, rezultate pe care le vreau eu. Poate e prea devreme, dar n-ai cum să nu te gândești la un antrenor, mai ales de la nivelul ăsta la care ați ajuns voi acum, să nu vă gândiți la Olimpiadă. Știu că e un vis undeva departe, dar nu chiar atât de departe. Te vezi acolo cu Carol? Sincer? Cum să nu? Acolo văd tot timpul, când închid ochii asta văd. Deci îmi vine greu. Sper să fie ok, să iasă. Da, iată, am definit așa, să spunem, câteva din obiective și, bineînțeles, că orice antrenor și orice sportiv își doresc să ajungă la Jocurile Olimpice, fără discuție. Nu rămâne decât să vă doresc mult succes și l-aș mai întreba pe Carol așa, fără X abrupt, așa, direct. Carol, zi-mi tu, care crezi că ar fi un motto așa al unui
sportiv sau, nu știu, o zicală, ceva care te gândești tu mereu la ea sau la un, nu știu, ceva care te mobilizează mai mult decât alte chestii banale. Dacă nu eu, atunci cine? Excepțional. Mulțumesc din suflet. Mult succes. Mulțumesc.